Bun găsit, dragi prieteni! Avem un privilegiu deosebit, hăruit de Dumnezeu, să continuăm să studiem Scriptura și în speță Cartea Psalmilor. Se apropie finalul investigațiilor noastre preț de 3 luni asupra acestei cărți minunate. Suntem la lecția numărul 12 și vrem să ne ocupăm în această lecție de subiectul care ar trebui să intereseze orice pământean, și anume închinarea față de Creatorul nostru, pentru Creatorul nostru, titlul fiind chiar sugestiv, închinare fără sfârșit. E un studiu care ne provoacă atitudinea și acțiunea noastră și am bucuria să vă prezint invitații pe care astăzi avem în emisiunea Școala Emaus și cu care vom intra în profunzimea acestei lecții. Bine ai venit, Adrian! Cu drag, bine v-am găsit, dragii mei! Bine ai venit, Ștefan! Și eu mă bucur să fim împreună la acest studiu frumos. Avem sarcina să vedem ce însemnează închinare fără sfârșit. Se referă titlul ăsta doar la închinarea în eternitate, în Împărăția lui Dumnezeu, sau poate fi vorba și de o închinare fără sfârșit încă de pe aici, de pe Terra? Haideți să intrăm în analiza acestei lecții. Am văzut că ne bucurăm de lumina Cuvântului lui Dumnezeu, dorim să avem credință, să avem acțiunea ale credinței care să fie evidente în viața noastră, însă ne confruntăm cu o realitate, și anume experimentăm o viață de credință, de rugăciune, de acțiune, o viață sporadică, când rece, când fierbinte, când ne închinăm, când suntem plini de emoție, când suntem descurajați, avem puseuri sacadate de spiritualitate. Ne lipsește, deci, consecvența în închinare, în relația cu Dumnezeu. Vreau să vă întreb, ce credeți că care sunt cauzele care duc la această situație care nu e plăcută nici pentru noi și nici pentru Dumnezeu? Ce ne trebuie? Ce-i trebuie un creștin ca să aibă continuitate în închinare? Cred că atunci când încercăm să identificăm cauza sau cauzele acestei probleme pe care dumneavoastră o menționați în contextul Cărții Psalmilor, eu mă gândesc în primul rând că are de-a face cu conceptul că spiritualitatea se cultivă, și dacă se cultivă, înseamnă că trebuie să îi dedicăm timp, înseamnă că trebuie să îi acordăm atenție, să ne centrăm, și asta într-o lume care este ostilă tipului acesta de spiritualitate. Tendința noastră naturală este să punem pe plan secundar, pentru că, uitați-vă, spiritualitatea care o găsim în psalm și în scriptură, pe ansamblu, modelul de spiritualitate la Iisus, nu se rezumă doar la un ritual în care tu ai împlinit, ai făcut lucrul ăsta și gata, s-a rezolvat. Înseamnă a interioriza niște adevăruri care la rândul lor să aibă niște implicații în relațiile tale cu ceilalți, și atunci asta ar fi o cauză. A doua cauză, îmi vine în minte un citat din cartea Calea către Hristos, foarte frumos, spune că cel care doar se roagă și citește Biblia va înceta să mai facă și una și alta. De ce? Pentru că dacă nu combinăm rugăciunea, studiul Bibliei cu misiunea, cu a da mărturie despre Dumnezeu, cu acest component, vom renunța și la studiu și la rugăciune. Îl las și pe fratele Adrian să mai comenteze, să mai complimente și altele. Deci, pentru mine atât de simplă ideea aceasta, în primul rând, haideți să fim sinceri cu noi înșine și să ne uităm în Scriptură. Oare oamenii lui Dumnezeu au avut întotdeauna această consecvență? Au avut o linie ascendentă perfectă întotdeauna? Vedem că marii bărbați au credinței și marile femei pe care îi întâlnim pe pagina Scripturii au avut această fluctuare, dacă se spune românește corect. Da? Care este cheia? Zice, privind, tu aminteai de Calea către Hristos, privind, noi suntem schimbați. Care sunt cauzele? Cauzele este că privirea noastră este uneori îndreptată spre lucruri sau spre concepte care au puțin de a face cu Evanghelia și cu Hristos. Tehnologia, TikTok-ul, Netflix,
munca peste măsură, oboseala. Și putem să enumerăm o mulțime de circumstanțe care ne fac să avem o inconsistență, să avem o lipsă de continuitate în experiența noastră spirituală. Și nu mă refer doar la rugăciune, ci așa cum a amintit foarte bine colegul meu, la partea spirituală în întregime. Atât studiu, atât rugăciunea, cât și mai mult lucrarea de misiune. Privind, suntem schimbați. Și vine acum apostolul și ne spune să privim țintă. Să privim țintă la Iisus. Și atunci când privim ținta la Iisus, atunci când cu adevărat dorim ca să intrăm în atmosfera cerului și în atmosfera pe care Iisus o generează, noi cu siguranță vom avea mai multă continuitate. Ar fi pretențios să spun că vom avea o continuitate perfectă. Mă tem de lucrul acesta pentru că suntem slabi cu toții și suntem încercați de multe feluri. Am fi desăvârșiți dacă am ajuns. Vom vorbi acum și despre chestia asta. Deci eu cred că privind, contemplând pe Iisus și încercând să devenim asemenea Lui, este cheia pentru a avea o continuitate mai, pentru o stabilitate mai pronunțată. Da? Doar aș mai complementa ceea ce a spus prietenul meu, faptul că are de-a face și cu natura și motivația spiritualității noastre, pentru că dacă motivația spiritualității, percep spiritualitatea ca pe o datorie, mai devreme sau mai târziu tot ceea ce se percepe ca pe o datorie ajunge să fie o povară. Dar dacă eu o percep ca pe o oportunitate de a-mi exprima mulțumirea față de Dumnezeu, și în psalmul găsim acest component al mulțumirii, spiritualitatea ca exercițiu al mulțumirii, atunci e mult mai dinamică și mult mai progresivă. Și poate că are de-a face și cu imaginea care avem despre Dumnezeu. Îmi place foarte mult că Ioan spune, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Adică dacă eu, imaginea despre Dumnezeu nu este imaginea, că harul este dragostea în definiție, manifestarea dragostei prin definiție. Dacă imaginea care am despre Dumnezeu nu este fundamentată pe dragoste care mi oferă o șansă, oportunitate, uite cine eram, care erau circunstanțele mele și cum a transformat Dumnezeu, și pe adevăr în același timp, nu doar pe partea sentimentală, pe ceea ce descoper în cuvântul lui Dumnezeu, atunci se creează această experiență discontinuă la care faceți referire. Una este să fie elipsoidală și alta să fie discontinuă. Pentru că în partea elipsoidală, cel puțin există continuitate. Exact. Dar dacă nu este continuă, atunci ai tot felul de... Mă gândesc că ar mai putea fi o cauză și poate vă referiți la asta. Foarte mulți creștini abordează închinarea într-un spectru emoțional. Dacă emoțiile sunt puternice, dacă ceea ce se întâmplă în biserică mă emoționează, semnează că trăiesc o închinare la cote înalte. Și ce se întâmplă după, dacă nu sunt satisfăcute aceste emoții? Mă anticipez, pentru că vom vedea în studiu. Închinarea nu este doar o manifestare exterioară prin cântec, prin rugăciune, prin adorare împreună cu ceilalți frați în biserică sau individual. Ascultarea, să mă numesc închinarea, are o componentă a viețuirii după modelul biblic. Adică, degeaba urli tu aici și lauzi pe Hristos sâmbăta, dacă tu în timpul săptămânii n-ai treabă cu Evanghelia. Adică, noi nu putem să... Vom vedea după aceea în continuarea studiului acestea ce spune Hristos despre anumite jertfe, ce spune Dumnezeu despre jertfe pe care poporul aduce, evident, după porunca păcăduse lui Moise. Care este substratul, practic, sau care este esența? Dumnezeu primește o închinare care este rezultatul experienței pe care tu ai avut-o în timpul săptămânii. Ai avut o experiență în timpul săptămânii și în baza acestei experiențe cu Hristos, tu vii și lauzi în sâmbătă sau lauzi acasă la tine individual. Altfel nu are niciun sens. Mai mult decât atât, Hristos spune în original, zice, îmi vine să vomit când văd anumite lucruri. De ce? Pentru că avem mâinile pline de sânge. Deci să fim foarte atenți, să nu cumva să considerăm că închinarea are de-a face cu o manifestare exterioară, ci are de-a face în esență cu viețuirea după modelul biblic. Da, mulțumesc. Haideți să intrăm în profunzimea abordării pe care lecția de astăzi ne-o propune. Aș face apel la ceea ce spune scriitoarea Ellen White. Citez. Este o greșeală gravă neglijarea serviciului divin al comunității. Privilegiile serviciului divin nu ar trebui privite cu superficialitate. Ar trebui să fim atenți să nu lipsească în mod inutil de la casa de rugăciune. Să nu se lipsească în mod inutil de la casa de rugăciune. Citatul este din Cartea Divina Vindecare, pagina 511.
În lumina acestei abordări, de ce este atât de imprescindibil să practice închinarea în biserică și de ce nu e suficientă închinarea privată? Mă închin acasă, mă rog acasă, studiez acasă, nu? Mai ales că Biblia recomandă cu ușa după tine în cămăruță, deschideți inima în fața lui Dumnezeu acolo. Aș vrea să vedem, mai fac o paranteză, pot să mă duc și în natură să mă închin, chiar dacă în biserică e serviciu divin. O dată pe an? Da, e recomandat. Aș vrea să vă întreb ce semnificație dați spuselor lui David, pe care le avem în lecția noastră. Ridicați-vă mâinile unde? În casa Domnului, atât ziua cât și noaptea. Și asta în condițiile în care un evreu nu se ducea la casa Domnului, la templu, la sanctuar în fiecare sabat, nu? Era obligat o dată pe an să meargă și unii de trei ori pe an la sărbătorile mari. De obicei de mergeau, trei ori erau obligat, exact. Mergeau la sanctuar. Cum vedeți lucrurile? Păi zice că de ce este important? Este important pentru că poruncește Dumnezeu. Deci Dumnezeu spune ca poporul să meargă la templu cu ocazia celor trei sărbători, chiar dacă aceasta implica uneori un efort foarte mare pentru aceia care locuiau departe. Mai mult decât atât, Hristos zice că după obiceiul său merge la sinagogă. Deci vedem că închinarea sau experiența spirituală colectivă este în primul rând poruncită de Dumnezeu și după aceea are importanță întrucât stabilește sau întărește mai mult identitatea poporului, întărește și mai mult acest spectru, sau mai bine zis, acest cadru de învățături spirituale, ca nu fiecare să meargă pe unde ar dori, și mai mult decât atât, este momentul în care prezența lui Dumnezeu dă cu totul o altă conotație închinării pe care poporul o face. Să nu uităm că poporul, în momentul în care se urcă la templu, nu intră în templu. Toată adunarea, toată experiența lor este în jurul templului, întrucât în templu propriu-zis intrau numai leviții și preoții. Știți foarte bine lucrul acesta. Mai mult decât atât, aș vrea ca să subliniez un aspect care este super important. Templul nu este doar un spațiu spiritual, geografic. Este un spațiu mental, intelectual, spiritual, față de care credinciosul se raportează în orice moment al experienței sale. Și vă aduc cazul lui Daniel, care de trei ori pe zi deschidea ferestrele către Ierusalim. În Ierusalim nu mai exista templu, în Ierusalim nu mai exista sacrificiu, în Ierusalim nu mai exista cetatea sfântă. De ce totuși el deschide către Ierusalim? Pentru că nu este vorba doar despre o locație geografică, ci despre un concept spiritual pe care Biblia explică cu claritate și față de care noi trebuie să ne raportăm după învățătura biblică. Închinarea colectivă este foarte importantă, întrucât ne definește ca și creștini identitatea, credința și mai presus de orice, bucurie în prezența lui Dumnezeu. Mulțumesc, Adrian. Așa văd și eu lucrurile. Închinarea are un component de responsabilitate individuală și apoi are un component de responsabilitate colectivă, atât în relațiile cu ceilalți care au aceeași viziune, să zic, despre Dumnezeu pe care o avem noi, cât și din perspectivă misionară. Deci, cel de-al doilea component are două vertiente. Una este cu ceilalți frați și a doua misionară. Și vreau ca să citez un text din Evrei, ca să vedeți. Uitați-vă ce spune despre aspectul personal al închinării. Să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranță de plină credință, având inimile curățite de conștiința rea și trupurile spălate cu apă curată. Partea individuală, componenta personală. Apoi, aspectul misionar, să ne ținem neclintit de mărturisirea speranței noastre, căci credincios este cel ce a promis. Și componentul colectiv al închinării. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu renunțăm la strângerea noastră la oaltă, dacă vreți, la participarea la serviciile divine, nu? Așa cum au unii obiceiuri, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. În acest aspect colectiv al închinării observăm că menționează să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Când veghem, asta înseamnă prietenie, pentru că eu unui prieten îi permit să-mi spună: băi, vezi că aici comportamentul tău nu e cel mai potrivit, vezi că îți face rău ție și face rău și celorlalți. Când cineva din prietenie spune lucrul ăsta,
tu zici, să știi că poate are dreptate. Nu? Cel puțin ești pus față în față cu o realitate. Să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Iarăși un aspect al implicării personale în lucrarea, în închinare, nu? Și apoi, cum spune aici, să ne încurajăm unii pe alții, pentru că e posibil să ne pierdem speranța, să ne pierdem dorința de a mai veni la biserică, motivația de a mai veni la biserică. Așadar, prin închinarea colectivă, noi ne cizelăm caracterul, pentru că nu avem cum să ne cizelăm în mod individual. Dacă eu rezum experiența mea spirituală doar la partea personală, atunci la ce idee ajung? Ajung la ideea că eu sunt bine, că n-am nicio problemă, dar când încep să te relaționezi cu celălalt, atunci îți dai seama și de colțurile, nu? Pe care le ai. Așadar, credința adevărat are ca fundament dragostea, nimeni nu poate să trăiască dragostea în solitar. Dragostea doar o experimentezi la plural. Nu poți zice eu iubesc. Dacă nu împărtășești acest sentiment cu cineva, nu îți folosește la nimic. Adică e doar o declarație fără sens. Eu iubesc. Dacă tu nu te relaționezi cu celălalt. Și mă mai gândesc și la comparația pe care o face Pavel, nu? Capul este Hristos, trupul suntem noi, mădularele. Unitate organică. O închinare doar în privat, fără o închinare colectivă, ar însemna să separăm capul de trup. Da, eu mă mulțumesc doar cu relația mea cu Dumnezeu acasă, nu mă interesează sau trupul. Sau fiecare organ pe separat. Exact. Mâna pe separat, piciorul pe separat. Exact. Îmi cer scuze, uitați cât de simplu este treaba. Știți povestirea aceea cu pastorul care a vizitat membrul acela care nu venea la biserică și era iarnă, o știe toată lumea. Și pastorul a scos cu cleștele un tăciune din foc, un jar, cum se zice, o bucată de jar, da. Și a pus-o afară din foc. Și nu a zis niciun cuvânt. Bineînțeles, jarul acela s-a stins, s-a făcut negru și omul mi-a spus, zice, ok, zice, nu mai trebuie să-mi spui nimic, am înțeles pe ce este vorba. Atât de simplu. Noi, nu să deci, dragii mei, stăm acasă și ne uităm la televizor la o predică. Nu este rău dacă ești bolnav, dacă s-a întâmplat ceva, dar în momentul în care venim la biserică, și deși biserica nu este cerul pe pământ, în momentul în care ne apropiem unii de alții, ne dăm o îmbrățișare, ne strângem, rugăm împreună, este modelul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru experiența noastră spirituală colectivă. Mulțumesc, mergem mai departe. Am înțeles să plângem din asupra psalmilor că aceștia sunt poeme, da, poezie cântate. Și recomandarea multor psalmi este face trimitere la o cântare nouă, da? O cântare nouă ca fiind un ideal în serviciul de închinare. Aș vrea să ne... Și uitați-vă la Ioan, scriitorul Apocalipsei, îi vede pe cei mântuiți cântând o cântare nouă, da? Cântarea Mielului. Aș vrea să intrăm puțin în profunzimea acestei probleme. La ce se referă cântați, Domnule, o cântare nouă? E vorba să învățăm în fiecare sabat ceva nou? Cum poate un creștin care vine la închinarea publică și nu numai, chiar și în închinarea privată, ca dintr-o cântare veche? Cândva ne-am întâlnit și ne-am adus aminte de cântările alea vechi. Dar cum poate o cântare să devină nouă pentru experiența ta creștină? Acest text, cântați Domnului o cântare nouă, eu înțeleg dincolo de cântarea pe care o cânt, deși este inclus acest component pe care l-ați menționat, mă gândesc la faptul că prin această sintagmă, psalmistul încearcă să transmită ideea unei experiențe spirituale care nu este statică, care nu se rezumă doar la niște ritualuri măsurabile, doar atât, spui asta, faci asta și s-a rezolvat, ci vorbim aici despre o relație cu Dumnezeu care, cântați Domnului o cântare nouă, mie îmi transmite ideea de curiozitate să descoperi lucruri noi, vorbesc de spontaneitate, adică o expresie neregizată a felului în care îl percepe Dumnezeu. Ai trăit un lucru frumos, îți exprime o bucurie, spui un aleluia sau un slăvit să fie Domnul, nu? În același timp vorbim despre creativitate, pentru că sunt mai multe forme prin care noi îl putem lăuda pe Dumnezeu, nu doar printr-una, dar mai mult decât atât vorbim aici despre ideea unei noi experiențe cu Dumnezeu. Pentru că noua experiență îți generează o cântare nouă. Evreii au trecut prin... aveau și ei liturgia lor,
dar la momentul în care a trecut prin Marea Roșie și au trăit experiența respectivă, au cântat o cântare diferită. A fost acea răbufnire interioară. Corect. Cam aici înțeleg eu. Și cred că lucrul acesta se poate aplica și la o cântare. Uneori cânti o cântare, nu-ți transmite nimic. Dar când ai trecut printr-o experiență personală, cântarea aceea dintr-o dată capătă alte valențe. Și atunci când suntem implicați în misiune, avem experiențe cu Dumnezeu și o cântare o vezi altfel, inclusiv. Acum aș fi vrut să mai zic și eu ceva, dar nu mai am ce să zic, mi-a luat cuvintele. Mi-a luat și exemplul Mariei. Zici și tu o cântare nouă. Zic și o cântare nouă. Deci aceasta este ideea, este vorba despre experiență progresivă. Dacă tu nu ai experiență nouă, ce cânti? Asta repeți, e ideea frumoasă. Repeți tatăl nostru, dai din cap, ai o rutină care este statică, care este sterilă, și nu se întâmplă nimic. Dar în momentul în care tu ești implicat într-o relație progresivă, ai descoperit un adevăr nou în Biblie, lauzi pe Dumnezeu pentru lucrul acela, Dumnezeu te-a scăpat într-un necaz sau ești într-o încercare. Zice cântarea pe care a făcut-o David când era în peșteră. Uh-huh. Deci ar fi scris David cântarea aceea dacă n-ar fi fost în peșteră? Nu. N-ar fi scris-o. Deci orice cântare era deci, rodul unei experiențe. Aceasta este corect. Ideea. Deci, Deborah și Barak. Ana. Vedem că o cântare nouă este întotdeauna produsul unei experiențe noi. De aceea Dumnezeu ne arată că avem de crescut spre statura plinătății lui Hristos, dar avem de crescut în experiențe zilnice care ne vor fi de mare ajutor în momentul experiențelor, în timpul sfârșitului, care știm că vor fi dramatice, dragi. Uh-huh. Ce înălțător ar fi dacă în serviciile de închinare experiența asta a noutății s-ar vedea în modul dezinvolt în care cânti, în care te exprimi, da, uh-huh, cu bucuria și trăiești momentul la ar maxim. Ar trebui să fii mai spontan. Totul e calculat. Dar ne place să controlăm, să regizăm foarte, uh-huh, foarte bine programul. Bine, vorbim de continuitate în închinare, nu? Și de importanța închinării publice. Aș vrea să părăsim puțin spectrul ăsta și să mergem puțin la un etaj superior. David ne propune și ridică stacheta și provoacă cititorul să țintească la cortul lui Dumnezeu. Și e celebru psalmul 15, da? Cine va locui în cortul tău? Cine se va închina acolo? Cine va avea acces în cortul tău? Nu? Stam și mă gândeam, citind psalmul 15, sunt acolo niște criterii care se pare că suntem provocați să le bifăm ca să avem acces în cortul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, poate cineva bifa toate aceste criterii? Pentru că se pare că în definitiv toate acestea țin de sfințenie, dar numai un om sfânt poate să intre în cortul lui Dumnezeu. Cum vedeți lucrurile? Putem bifa? Putem să spunem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... sunt ok. Păi asta este tragedia creștinismului care încearcă să meargă în cortul lui Dumnezeu pe puncte, bifând. Am fost la biserică, am bifat. N-am spus, nu m-am enervat azi în trafic. Am bifat. Și așa mai departe. Facem o listă și când lista este ok bifată, gata, acum Dumnezeu n-are cum. Dumnezeu trebuie să mă mântuiască. Aceasta este modelul antibiblic. Mântuirea este prin har, prin credință și este printr-un har care te învață să trăiești după un model biblic. Asta este mântuirea. Dumneavoastră ați întrebat cine? Și eu vă spun nimeni. Nimeni dintre aceia pe care înțeleg... De ce mai avem psalmul ăsta? Imediat acum vă spun de fapt. Deci, nimeni dintre aceia care înțeleg mântuirea sau accesul în cortul lui Dumnezeu ca pe o listă pe care trebuie să o bifești. Să o bifezi. În schimb, toți aceia care se predau lui Hristos și permit lui Hristos ca să trăiască în ei. Eu vă întreb, zice Pavel, și pe mine textul ăsta uneori mă enervează, zice, nu mai trăiești eu nu mai trăiește, ci trăiește Hristos în mine. Hristos care trăiește în tine, ce face El? Cum se comportă? Care este dorința Lui? Care sunt motivațiile? Care sunt obiectivele Lui? Deci, vedeți, noi am fost învățați din nefericire să înțelegem că dacă noi, ca și fariseii, împlini niște litera legii, este de ajuns. Și Hristos în predica de pe munte ne arată că nu este de ajuns, se duce la spiritul legii. Cine? Aceia care caută pe Hristos, care sunt dispuși să moară față de El și care sunt dispuși să-L lase pe Hristos să trăiască în locul lui. Trecând sau văzând psalmul
prin perspectiva teologiei pauline la care a făcut referință pastorul Adrian. Eu văd în psalmul 15, David ne pune față în față cu finalitatea, scopul spiritualității, care trece dincolo de aspectul acesta al lumii fizice, în componentul supranatural, împărăția lui Dumnezeu care va să vină. Ori partea frumoasă a acestei finalități este că ea are loc, ea începe aici, nu? Și el spune cine va locui, cine va locui și apoi găsesc, spune o definiție simplă, cel puțin așa o văd eu. Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Cu aceste trei lucruri, tu ajungi să fii pe muntele lui Dumnezeu sau în împărăția lui Dumnezeu. Și apoi definește ce înseamnă umbla în neprihănire. A nu face rău semenului, a respinge răul și pe cei răi, a cinsti pe cei ce se tem de Domnul. Ce înseamnă a face voia lui Dumnezeu? Nu-și dă banii cu dobândă, nu-i amită împotriva celui nevinovat. Adică tu te comporți voia lui Dumnezeu în relație cu semenii tăi. Și ce spune adevărul? Ce înseamnă a spune adevărul din inimă? Nu clevetește cu limba lui, nu aruncă o cară asupra aproapelui, nu și-a vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Și cum termină psalmul? Cel ce se poartă așa, nu se clatină niciodată. Nici mai mult, nici mai puțin. Hristosul care locuiește în noi, nu mai trăiesc eu, ci Hristos care locuiește în mine, manifestă aceste... Nu mi se pare că David focalizează totul pe relația om-om? Pentru că aici, în psalmul 15, nu vezi o abordare directă, cum să mă relaționez cu Dumnezeu. Ci toate au de-a face cu omul, să nu clevetești cu limba, să nu iei mită, nu, toate relația. De ce? Păi Matei 25, eu am fost acolo, am făcut acolo. Când ai fost tu, Doamne? Și nu i-am văzut. Și nu era vorba de Iisus. Era vorba de că s-a, în spaniolă, s-a disfrasat, s-a deghizat de aproapele. Și deci, relația cu aproapele. Zice, Doamne, Doamne, cine va locui în corpul Tău? Deci Dumnezeu și sanctuarul. Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt, Sionul? Deci deja este stabilit cadrul. Contextul este stabilit. Și în contextul acesta, el după aceea continuă cu psalmul. Pentru mine sunt clare lucrurile. Mergem la ultima problemă pe care să o abordăm astăzi. Am vorbit de elementul închinării private, am vorbit de închinarea publică și acum aș vrea să ne referim la o altă componentă a închinării. Avem, introduce studiul nostru, ideea de jertfă. Elementul ritual era esențial în actul închinării în Vechiul Testament, pentru că omul venea și participa la ritualul acela, preotul sacrifica mielul și așa mai departe, noi intrăm în detalii. Iar câțiva psalmi, câteva poeme și nu numai psalmi, și alți profeți se referă la lucrul acesta, și anume că Domnul nu mai vrea jertfe. Nu-i mai place închinarea prin jertfă și sunt referințe, v-am cerut eu sânge, m-am săturat de atâtea jertfe, nu mai vreau jertfele voastre, nu? Ci vreau alt fel de jertfă în închinare. Vreau să vă întreb, de ce ajunge Dumnezeu să nu mai aibă nevoie de ceea ce El practic a rânduit și a cerut și a poruncit, nu? Ce jertfă are valoare în închinare sau ce este jertfa închinării mele, jertfa pe care Dumnezeu o acceptă și care și pe mine mă transformă, mă înalță, mă schimbă și mă face candidat la cer? Deci, în primul rând, Dumnezeu nu are nevoie de jertfe. Noi avem nevoie de jertfă. Noi avem nevoie de jertfa lui Hristos. Ideea care este? În perspectiva păgână, Dumnezeu are nevoie exact. De jertfă. Exact. Te duci la idol, te duci la zeu, la Dumnezeu, ca să-L îmbunești. El îți cere. El își cere și te duce acolo, inclusiv copiii tăi. Deci, uitați cât de simplu este. De ce Dumnezeu, în timpul lui Isaia și în timpul lui Mica, face afirmații care sunt, vă spun, catastrofice? Dar nu vreau. Uitați ce spune. Urăsc lumile voastre, noi. Nu mai pot. Zice, sunt o povară, nu mai pot suferi. Pentru că zice că mâinile voastre sunt pline de sânge. Adică ce sens are o jertfă care vorbește și care anticipează și care prefigurează jertfa minunată, imaculată, impecabilă lui Hristos, din moment ce mâinile tale sunt pline de sânge? Unde este logica? Vă dați seama unde am ajuns? De aceea, ca să înțelegem, acum Ștefan poate că ți-au vorba ție din gură, să pricepem cu adevărat conceptul de jertfă, vine Pavel și ne spune, vă îndemn să vă aduceți trupurile voastre
ca o jertfă vie. Și el introduce conceptul de jertfă vie tocmai de aceea, ca să desființeze inutilitatea sacrificiilor care nu sunt expresia iubirii tale față de Dumnezeu. Tu trebuie să fii jertfa. Aici este chestiunea. Adică sacrificiul tău să jertfești ce? Să jertfești totul pentru acel Hristos care ți-a dat totul. Și acum, eu vă întreb, este mai ușor să mori sau să trăiești pentru Hristos? Atenție, întrebarea este foarte profundă. Pentru că sunt mulți care au mers la moarte și au murit pentru Hristos. Cunosc un frate care, pe timpul, înainte de comunist sau cum începuseră comuniști, au fost în pușcărie la batalion militar pentru că n-au acceptat să lucreze în sabat. Și erau puși la niște torturi incredibile. Și omul acela a făcut nu știu câți ani de pușcărie și după aceea a venit acasă. Și a fost conducătorul bisericii și prezbiter foarte mult timp și în momentul în care n-a mai fost pus prezbiter, a plecat în biserică. Și eu întreb, este mai ușor, nu știu, vedeți, vorbim de lucruri foarte profunde, dar să trăiești ca o jertfă vie, este un concept, de aceea cu Pavel Ștefan, prin harul lui Dumnezeu și prin mila lui în împărăția lui Dumnezeu, a trebuit să avem de vorbă cu el. Pentru că conceptul de jertfă vie este acela care ne ajută să înțelegem ce vrea Dumnezeu în momentul în care a spus poporul să ducă jertfă la Sfântul. Mie prin acești psalmi 40, 50, 51 mi se transmite ideea de revelație progresivă în ceea ce privește scopul sau esența închinării. Care este scopul închinării? Pentru că este adevărat că închinarea are un component ritualic și avem fiecare biserică are ritualul ei. Dar acest ritual este doar un mijloc, un vehicul prin care se transmite ceva. Nu este un scop în sine. Problema este că atunci când ritualul devine un scop în sine, în aluzia pe care a făcut-o fratele Adrian din Isaia și Mica, el se convertește într-o licență pentru a păcătui. Se umple mâna de sânge pentru că tu zici, băi, da, eu mă duc să aduc taurul, vițelul, ia, e rezolvată treaba. Nu tu, Doamne, ai cerut sânge, corect. Uite sânge. Ba, mai mult decât atât, vorbind un pic, văzând un pic, dacă vreți, și dintr-o analiză a filozofiei religioase, atunci când ritualul se convertește într-un scop în sine, el se convertește într-un sacrament. Sacramentul are valoare per se, pentru că tu, experimentându-l, adică primind o bucățică de ceva sau fiind atins de ceva, tu ți-ai rezolvat problema păcatului și nu mai trebuie să dezvolți o etică a spiritualității, să interiorizezi spiritualitatea, să te gândești, ok, cum trebuie să mă port eu cu Adrian după ce am citit textul acesta sau după ce am venit la biserică. Pentru că eu am rezolvat problema. Și ori de câte ori mă duc la biserică, dacă am convertit lucrul ăsta într-un sacrament, problema este rezolvată. Apoi, vreau ca să citesc doar câteva versete, nu? Psalmul 40. Vedeți-vă ce interesantă. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare. Cine ai străpuns urechile, nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă. Nici jertfă, nici mâncare. Mi-ai străpuns urechea. În ce context în Vechiul Testament apărea străpunerea urechii? Când robul alegea să slujească. Și aici reacția care este? El a înțeles. Ce fain, nu? David înțelege și zice, gata, vin. Bun, un psalm mesianic de asemenea. Vreau să fac voia ta. Eu vreau. Nu trebuie să fac voia lui. Vreau am să încotro. Fac voia ta. Și legea ta este în fund. Exact, nu? Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este oferirea ființei noastre, jertfa vie la care făcea fratele Adrian referință. Psalmul 50 și 51, iarăși. Vedeți ce interesant cum corectează imaginea păgână despre conceptul de jertfă. Spune, oare mănânc eu carne taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Și aici spune frumos, aduc a jertfei lui Dumnezeu mulțumiri. Împlinește juruințele. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Și cel ce veghează asupra căii lui, acela îi voi arăta mântuirea mea. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un dus zdrobit. Uitați-vă ce interesant, nu? Spiritualitatea rezumată la o atitudine de mulțumire, de smerenie și să te ții de cuvânt. Să te ții de cuvânt și să fii atent asupra comportamentului. Vorbim aici despre o spiritualitate în care
nu te centrezi pe ce faci, ci te centrezi pe faptul că tu ești jertfa, că tu ești cel care trebuie să facă sacrificiu, tu trebuie să te sacrifici, tu trebuie să renunți la anumite lucruri, tu trebuie să interiorizezi legea în fundul inimii tale, în interiorul ființei tale, în așa fel încât să-ți facă plăcere. Că dacă nu, ajungem la ideea pe care o transmite Isaia, Dumnezeu prin Isaia. Ați transformat un mijloc într-un scop care vă încurajează în păcatul vostru. Și asta este o mare problemă în contextul în care trăim noi. Spiritualitatea a bisericilor tradiționale, protestante sau neoprotestante, problema este aceeași, numai că ritualul e diferit la una sau la alta. Dar ritualul și la una și la alta, sau la fiecare biserică, indiferent de structura sau de orientarea teologică, se poate converti într-o capcană, într-o licență pentru a păcătui, și spiritualitatea își poate pierde esența ei, pentru că omul ajunge să se centreze pe niște lucruri care sunt doar externe, care nu au de face cu el. Văd din pledoria voastră, trag o concluzie, și anume că Dumnezeu nu este satisfăcut de o închinare ieftină. Și asta chiar este o închinare ieftină. Eu bat jocură, fratele meu. Când noi ne ducem la Dumnezeu cu o jertfă ciuntită, da? Cum trebuia să fie jertfa ta? Min, trebuia să fie perfectă. În momentul în care noi ne permitem să mergem înainte la Dumnezeu cu jertfe de felul acesta, îl batjocorim, îl ofensăm pe Dumnezeu. Uh-huh. De aceea, eu cred că ar trebui să revenim la conceptul acela lui Isaia, în care spune, am văzut pe Domnul și în fața Lui, nu, ființele necăzute în păcate și acoperau fața, în sensul acesta, înțelegând argumentul excelent pe care colegul meu l-a explicat, cu privire la jertfă, acela de a înțelege că orice jertfă are sens în momentul în care prefigurează, în momentul în care arată către Hristos, în momentul în care exercită împlinirea Hristos. Uh-huh. Chiar și mulțumirea despre care vorbea colegul meu. Uh-huh. În sfârșit, nu vreau să mai fac încă o predică. Mulțumim Dumnezeu pentru momentele acestea, dragii mei. Am ajuns la finele timpului alocat acestei lecții. Dragi prieteni, am fost provocați în ocazia de astăzi să avem acea relație cu Creatorul nostru, cu Mântuitorul nostru, cu Dumnezeul nostru, o relație continuă, să eliminăm tot ceea ce fluctuează în relația noastră cu Dumnezeu, și închinarea noastră, atât personală, privată, cât și publică, în biserică, să ne identifice cu Domnul Iisus Hristos, să ne apropie de El și să dezvolte în noi caracterul Lui, pregătiți în felul acesta pentru eternitate. Ștefan, Adrian, mulțumesc pentru prezența voastră în emisiune. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit, și până la o următoare întâlnire în Spania de Maus, vă spun la revedere, toate bune și pe curând!